Am aici în cadru o pereche de torturele cu cruz sau răzătoare. Cel din prim plan este masculul, iar cea care mănâncă este femela. Sunt pe varietatea galben, o să le scot și o să le prezint și la mână. Le-am băgat aici sub bec, alături de papagali, hamster și cei doi năzdrăvani. Am unul aici jos. Aici avem și perușii și sus de tonifel. Și după astea l-am achiziționat astăzi din târg. Sunt un pic zgribulite, destul de răcoare aici. Noaptea chiar e frig. Sunt sub minus 0 grade pentru că îngheața apa la papagali. Dar papagalii văd că s-au adaptat foarte bine chiar. Și n-au niciun fel de problemă. Ei chiar n-au fost zgribuliți. Oricum nu cred că vor avea probleme nici structurile, pentru că din ce am înțeles de unde le-am luat, le avea învodiri afară. Și nu erau probleme. Sunt pui de anul trecut. Una dintre ele are și inel. Am scos acum și să le prezint. Aceasta este femela. Sunt foarte micuțe. Ea nu are inel. Doar masculoare. Sunt din ce am înțeles din părinți alibi cu puncte. Masculul e un pic așa tărcat. Nu se pun în parte să văd ce mai bine că e mai de mine aici. Nu prea. Să observe, îi spune împinecat aici. Și acesta este masculul, e un pic mai voluminos el. El are un inel de 2021. El e un pic mai pestițat, așa, din câte se poate observa. Uite ce se uită pisoi. El e un pic mai mare și mai pestrit față de femeie. Ne părlesc. În momentul de față, nu prea sunt ei în cea mai bună stare, dar le vedea de evoluția, pentru că le-am pus floarea soarelui să ajute la năpărlire. E un ingredient, să zic așa, care trebuie să fie în alimentația tuturor păsărilor, mai ales în momentul când năpărlesc. Cuibul ăla este pentru peruși, dar l-am lăsat aici pentru că am zis că voliera asta o să o țin pentru zebruțe australiene. Numai că între timp am decis să iau torturele. O să mai iau și cred că și zebruțe australiene, dar ori să le țin aici în cușca asta, ori cu peruși. Le voi închide ușa. O să le fac și lor un cuib mare. Poate cine știe, vom vedea și o ușoară la vară de la ele. De-abia aștept să înceapă să cânte, să se adapteze și să le auzim și cântecul.